Eu nu aș pune poza în CV. Joburile generale, nu joburile specifice unde când te angajezi fotomodel, probabil că vin cu portofoliu. Mă refer la joburile generale, nu ar trebui departajați candidații în funcție de cum arată. Nici măcar pentru pozițiile de front office, front desk, nu cred că este necesar și nu este un criteriu de departajare. Dacă totuși țin neapărat să-mi pun o poză cât se poate de profesională, deci am văzut de foarte multe ori colegii mei recruiteri aveau foldere cu CV-uri pe capota mașinii, poza pe capota mașinii, poza mireasă. Deci sunt deja clasificările astea în jargonul nostru de specialitate al recruiterilor, avem lucrurile astea. Eu nu aș pune poză în CV pentru niciun fel de nivel de senioritate. Dacă aș pune, aș pune pentru un nivel de senioritate mai mare și, nu știu, în fața unei biblioteci, cu o poziție corect și profesională. Nici de cum natură îmbrăcat la nuntă sau în fața unor mașini luxoase.